Chiar în pauza de publicitate trebuie să dau din casă, așa, bă. Chiar să discutat cu furnizorul de materiale. A simțit că e rost de câștig. Da, adevărul e că la ce adaos își pun ei, chiar e marele câștig al vieților. Haideți să nu, fim serios, să știți că chiar produsele astea sunt bune, sunt ceea ce avem nevoie, nu sunt cele mai profi. Nu trebuie să ne facem că spunem că luăm cele mai profi, dar pentru ceea ce avem sunt noi... Sunt echipe de primă ligă, care nu cred că își pot permite altceva mai scump. Exact. Dar v-am zis, încercăm cu fiecare proiect, cu fiecare bănuț care încercăm să-l atragem. Chiar și acum avem atras un nou sponsor la Cupa României. Ajungem și la Cupa României. Nu, vreau să vă spun că... Să scoate în evidență că orice bănuț îl reinvestim în ceea ce nu ne luăm ca să ne creștem noi salariile sau să facem altceva, îl reinvestim în ceea ce înseamnă a dezvolta. Am înțeles. Și e foarte important, mi-aduc aminte că în urmă cu cred că-s 2 ani de zile de acum, vă puneați problema, pentru că la un moment dat, tot așa, la capătul unui campionat european sau mondial, nu mai țin minte unde am fost noi, România, 2016. Ultimară. În Franța, 2016, european. Deci a fost european. European. Deci la campionatul european. Acum începe peste 2 zile mondialul, haideți să fim serioși. Nu, înseamnă că la... avusese toate AJF-urile primiseră câte un autoturism. Da, la Hyundai. Da. Acum mai mulți ani. În 2010. În 2010, da? 2014, 2012. Eu știu că în 2010 era... În 2012 a venit mașina. Dar din 2010 cred că... Da, dacă în momentul în care ați ajuns la conducerea AJF-ului, a fost unul din primele lucruri. Ați solicitat să puteți vinde, că nu putea să vindeți de capul oricui respectiv autoturist, ca să achiziționați un microbuz, astfel încât să puteți mult mai ușor să transportați materiale, pentru că să știți că o să audă lumea de acel microbuz. Cum o să audă? Eu îl văd și destul de... El este acum poziționat foarte bine pe stadion, pe stadionul Areni, pentru că acolo i-am găsit cea mai bună locație și în cel mai scurt timp lucrez la un proiect împreună cu... Dar până acum au mai fost derulate câteva. Bineînțeles, tot exact pe chestia asta ce spun eu. A fost caravana, a fost proiectul Caravana Fotbal SCV, în care am oferit copiilor, dacă v-am mai povestit și dumneavoastră, în momentul în care e o amendă destul de substanțială, 10-20 milioane, din toți bănuții aia, noi cumpărăm 100 de mingi. Nu mingi foarte, foarte... Cum spuneam, pe exact. Una de asta la campionatul european, deci, nu cred că o poți să o cumperi cu 10-20 de milioane. Exact. Da? Exact. 15... Mondial. 100 de mingi sunt 15 milioane. 5 milioane sunt banii care vin și se plătesc comisiile și toate lucrurile celelalte. Iar restul se întorc înapoi la echipele care au săvârșit abaterea, sunt așa. Și împreună cu caravana le punem în caravană și caravana le duce acolo unde... Din păcate, nu ne dorim să facem astfel de proiecte. Adică acești bani vin doar din niște amenzi. Ne dorim să atragem cu totul și cu totul altfel de oameni. Să știți că asta făceau haiducii pe vremuri. Da, luau de la săraci și dădeau la săraci. Nu, luau de la bogați și dădeau la... Nu, păi și noi vă spun, deci luăm de la săraci și dăm tot la săraci, pentru că nu sunt cluburi foarte bogate în momentul de față. Liga 4 și a 5-a nu sunt. Dar, cum a zis dumneavoastră, sunt cazuri izolate de jucători care înțeleg ei că trebuie să facă ceva, adică să iasă în evidență, nu știu, poate... seara nedormită, poate ziua dinainte a fost prea lungă, ceva de genul. Și se găsește câte o persoană genul ăsta și ne mai ajută și pe noi în proiectele care vrem să le desfășurăm din când în da, când. Da, pe lângă asta s-au mai atras și alți sponsori. Da, dar asta vă spun, pentru că fiecare... Adică s-au atras și sponsori, nu și alți sponsori, s-au atras și sponsori serioși. Nu știu, vreau să vă spun că vom pregăti, n-aș vrea să... Dar pentru sezonul următor să venim aici la dumneavoastră și să facem o promovare, zic eu, mare. Pe cinste, corectă. Da, corectă, da. La tot ceea ce însemna pentru sezonul următor, fiecare competiție va avea o identitate proprie, va avea cupa transmisibilă de la an la an, deci vom încerca să creăm, deja avem pentru Liga a 4-a, vom avea din nou o colaborare cu sponsorul nostru și vom avea un trofeu doar pentru Liga a 4-a, care va fi transmisibil. Da, și acum nu e așa, cum e, Liga a 4-a? Liga a 4-a este Interconte, Liga a 5-a este Romfur,
iar Cupa României este Railex. Deja da, deci, i-avem, Cupa da. României Railex, Liga, Liga a 5-a, a 5-a Romfur, Romfur și Liga, și a 4-a, Liga 4-a Intercont. Și vom avea Under 15 denumire, Under 11 denumire, Under 13 denumire. Deci toate da, competițiile... Încă nu ați încheiat. Încă n-am definitivat, dar vă promit că în 2 luni de zile când vor începe, pentru că vom veni cu toate trofeele care le oferim, bun, aceste trofee vor fi exemplu, la noi. Railex-ul, da. Care, apropo de asta, din ce am văzut, cu echipa de mini-fotbal sunt calificați la da. Turneul final sau semifinal? Turneul la Cupa României. În turneul final al Cupei României. Turneul final al Cupei României la Sibiu. La Bistrița, parcă. La nu la Cluj? Nu. Parcă la Bistrița, nu da, știu. Ok, mea culpa. Și oricum... eu, dacă am greșit Bistrița. oricum, ca de obicei, așteptăm comportare mai Alba. Mult decât... Alba sau Bistrița ceva. Oricum, în Ardeal. Ardealul ăla e mare. Se duc acolo. Deci, și de fiecare dată când au participat, au făcut-o mai mult decât onorabil. Pentru zona noastră, adică pentru zona asta noastră, oricum mult peste ceea ce știu eu că avem, dar asta e altă poveste. Spre exemplu, bun, nu vreau cifre da, exacte sau, dar... Spre exemplu, în afară de noua identitate și noua trofeu oferit de firma Railex, avem pentru ambele echipe care vor participa echipamente gratuit, ele vor veni, mingi, medalii, cupe, totul facem împreună, se plătește arbitrajul, asistența, tot vor veni din banii de sponsorizare. Am în prima înțeles. Fază, dacă ne rămâne ceva, îi vom reinvesti din nou în alte și alte lucruri, pentru că acești bani trebuie în Cupa României există și trofeul Fair Play? În Cupa României nu există trofeul Fair Play, dar la Liga 4, la Liga 4 exact, și la 5-a și la 5-a. La Liga 4 și la Liga 5-a. Este un trofeu de Fair Play în care oferim tot un rând de echipament echipei care are cele mai puține sancțiuni într-un campionat, într-o ediție de campionat. Păi așa cum îi putem sugeste, așa cum lovim la partea financiară pe ce, de ce nu trofeul Fair Play să fie cu bani? V-ați gândit și la posibilitatea asta? Să le dăm bani asta? Sau... Da! Nu, de fiecare dată am fugit de bani pentru că atunci se creează cu totul și cu totul altceva. Le putem face un voucher care să rămână banii aceia la noi, dar să le dăm bani lor efectiv, nu, pentru că se transformă în cu totul altceva. Eu de fiecare totul, dată... În totul altceva, ce, adică vă dați seama, domnule, nu mai fac nicio tâmpenie ca să știu că iau banii aia, nu? Adică, da, și asta poate fi... Până la urmă e trofeul Fair Play, echipa care are cele mai puține sancțiuni. Da, uitați, la Liga a 4-a, spre exemplu, dăm 3.000 de lei, 30 de milioane am dat acum la câștigătoare, pentru că noi, împreună cu sponsorul, îi plătim tot ce înseamnă baremul de arbitraj și observare la barajul de promovare. Deci bani sunt care îi oferim. Spre exemplu, la Liga a 5-a am considerat că banii care ne vor veni le vom crea acelor echipe care sunt pe locul 1, 2 și 3, o anumită sumă de bani, un voucher, valoare de bani, la noi în cadrul AGF-ului. Pentru plata sezonul arbitrajelor, pentru... Pentru sau... ei mai au alte în afară de arbitraj. Da. Au transferuri, au vize, sunt lucruri care și sunt bine acolo. Deci face și lucruri de genul ăsta. Cu alte cuvinte, tot bani. Exact, tot bani, numai că ei rămân la noi și ei vin să-și fac în suma respectivă, își fac toate lucrurile alea. Dar să le dăm bani înapoi, n-am făcut niciodată. Știți cum, exact ca în poveștile alea, când răzuiam sau când era dopul, sub dopul sticlei găseai cine știe ce mare mașină sau... Peste tot era scris, domne, ăsta e premiu, adică corect. Nu-i transmisiv, nu pot să-ți dau valoarea lui. V-am zis să încercăm să intrăm cu acele trofei noi care vor fi avea fiecare identitate, acele trofei care de fiecare an vom trece câștigătoarea, acele trofei care vor fi la asociația și Asociația Județeană de Fotbal va avea, să zicem așa, vara aceasta o mică modificare, pentru că de foarte mult timp nu am investit absolut deloc în sediul nostru. În sediul propriu. În slavă sediul Domnului! Încercăm să domnul, facem și... Domnul Anton, adică bă, la câte chestii am văzut și fie vorba între noi, v-am văzut implicat cam peste tot pe unde ați trecut,
Nu, v-a zis-o că o consideră așa, din, știu, dar, din respect, că nu intri în casă la om și să-i zici că... Am schimbați parchetul măcar? Tot. Tot Doamne parchetul. Ajută! Da, vreau Doamne să vă spun ajută. Că altele au fost prioritățile, dar în momentul de față considerăm că putem să avem grijă și de imaginea noastră, pentru că... Da, bă, imaginea. Aveți niște oameni care lucrează acolo câteva ceasuri pe zi bune, exact, și exact. Bă, să avem, pardon, e domnișoara aia, cum e, sunt două. Sunt două. Lavinia și Gabriel. Mai nu aveți două? Două, domnișoare. Păi, dar pare rău, n-am mai fost de mult, înseamnă că... Vă așteptăm cu mare drag. Păi, nu puteți să le țineți în frigul acolo. Trebuie creată condiții decente. Da, sunt. Vom crea. De asta v-am spus, pe lângă ceea ce ne dorim cu identitățile, vom încerca și să facem ca o mică casă a fotbalului, să ceva, să-i spunem așa. Vom încerca să renovăm ceea ce putem. Sper ca să am înțelegere din partea membrilor afiliați, pentru că, din nou, sunt bani care îi luăm dintr-un proiect și acei bani puteau foarte ușor să investim în mingi sau în echipamente, dar încercăm, pentru că lucrurile rămân acolo, nu le ia nimeni, și cred eu că e foarte important să reușim toate. Sunt ale asociației județene, până la urmă. Sunt ale asociației județene, așa. Până la urmă sunt toate ale tuturor, nu? Sau cum... Exact, cum da. Și lucrăm și la noua identitate, care vrem să o transpunem pe tot ceea ce înseamnă, pentru că la nivel național avem o nouă identitate de imagine a asociațiilor județenilor din România, de imagine, deci nu de logo, de sigle, de imagine, și încercăm să o implementăm și noi la Suceava, încet, încet, prin, o să vedeți și acum cu primul eveniment, de a promova din nou ceea ce înseamnă asociațiile județene de fotbal din România. Un moment foarte bun al acestei ediții de campionat, care tocmai s-a încheiat, evident, este acela, și deja ne gândim, sau eu ce obțin mă gândesc cu... am intrat așa în emoția meciului, ca să spun, să o spun mai pe șleau, este partea asta de promovare. Vă întrebam la un moment dat dacă există sau are... poate fi trecut în CV-ul unui președinte de asociație județeană promovarea unei echipe la eșalonul următor. Nu. Din punctul meu de vedere nu trebuie să treacă. E meritul echipei și atât. E meritul echipei și atât. Președintele n-are nici. Președintele trebuie să-și facă datoria să facă un campionat bun, un campionat din care cea mai bună echipă. Care cea mai bună echipă, să nu aibă probleme la finalul campionatului, că nu știu câte meciuri au fost și nu știu ce s-a întâmplat la meciul ăla sau la meciul celălalt. Consider eu că e meritul jucătorilor, meritul conducerii clubului și meritul oamenilor care sprijină primăria. Ei, da, acum, nu o să spuneți că nu vă interesează în asta ce se întâmplă cu... Absolut deloc, dar eu de fiecare dată sunt acolo să-i ajut, sunt acolo să-i sprijin și sunt acolo să le dau cele mai bune sfaturi dacă și ei își doresc și au nevoie de sfaturi. Da, bineînțeles, un sfat îl dai când cineva ți-l cere. Deci să știți că sunt și voi fi prezent chiar și acum la fiecare baraj de când sunt, în afară de primul baraj de la Bistrița, cred că nu am participat de la Bistrița, de la Piatra Neamț, când am jucat cu Bistrița, da, în primul an. Era exact după ce am fost ales și nu știu ce acțiune am avut, dar de atunci am fost prezent la majoritatea și anul și la... Da, da, uite, spre exemplu, în weekendul ăsta a fost când joi am avut meci pe areni juniorii cât? Juniorii A1. Juniorii A1, da? Da. N-ați fost? Da, da, știți unde am fost? Unde ați fost? Am fost la București să aducem un turneu semifinal la Suceava, turneul Under 15. Da, da, vedeți, n-ați fost aici. Da, da, nu, chiar nu pot. Bun, deci am înțeles, aveți justificare. Cu toată... copiii antrenați Florin Cristescu și Laurențiu Andrieș au pierdut meciul de acasă 2-1. 1-1 au făcut retur la Bacău. În Bacău era cât pe ce să întoarcă căruța. Să știți că și acest campionat ne-a dat puțin dureri de cap, pentru că chiar nu știam, în urmă cu 6 etape era o echipă care avea 8 puncte avans și după 4 etape nu mai avea avans acea echipă. Deci chiar am fost luați pe surprindere de rapiditatea lucrurilor care s-au petrecut la acest campionat de juniori A1. Nu aș vrea să fiu lipsit de respect să spun că nu erau foarte importanți acești juniori și de aceea n-am fost prezent, dar am încercat și am adus, pentru că să știți că una e să joci într-un campionat județean A1 cu o altă reprezentantă al județului Bacău și alta e să aduci la Suceava la un turneu CFR Cluj, UTA, FCSB, Viitorul, dacă era cauza, pentru că au fost făcute două grupe.
Și noi facem parte din grupa 1, în care întâlnim pe CFR Cluj, întâlnim pe UTA Arad și întâlnim pe Kinder Târgu Mureș la nivel de 15 ani. Este un turneu care îl continuăm pe cel de acum 2 săptămâni, în care cei de la Junior i-au bătut pe Botoșani, pe Vaslui și în finală i-au bătut și pe cei de la Iași, după loviturile de penalt. Pe zona Moldovei, deci ei au fost campioni județeni, după care au câștigat Moldova tot la noi și acum se joacă 2 turnee semifinale, iar locul 1 merge și joacă la București cu locul 1 din cealaltă serie. Și turneul ăsta semifinal vine la Suceava? Turneul semifinal va fi joi, vineri și sâmbătă la Suceava. Acum, weekendul ăsta? Exact. Weekendul ăsta, da, adică da. Joi, de la ora 5, sâmbătă. Joi, de la ora 5 la ora 8, sunt câte 2 jocuri pe zi, vineri de la 5 la 8 și sâmbătă de la 9 la 12. Dacă ne ajută vremea. Suceava, juniorul. Juniorul Suceava, CFR Cluj. Primul meci îl jucăm cu CFR Cluj, al doilea joc îl jucăm cu Kinder Târgu Mureș, iar al treilea cu UTA Arad. Vorbim de meciurile echipei noastre, restul nu ne interesează, dar se joacă tot aici. Păi toate aici, se joacă toate, e da. Sistem turneu. Joacă fiecare cu fiecare. Și locul întâi merge și joacă finala. Cu cupa pe masă la Buftea. În cealaltă serie este FCSB-ul, Viitorul Constanța, Dinamic Craiova și Dani Coman. Deci, eu cred că am spus-o și în urmă cu postările mele, cred eu că avem potențial. Dacă amintim că numai weekendul care a trecut, LPS Suceava la grupa Under 11 a participat la Cluj la tot un turneu semifinal, au participat și la rezultate. De potențiale, ascultați aici. LPS Suceava a reușit să câștige titlul de campion a României la Junior 2. Handball. Aici vorbim la handbal. Handbal, da, 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 da. Nu, eu vă băieții spun... noștri, mâine la handbal pleacă în la campionatul european de universitar. Anul trecut am fost campioni, adică anul ăsta mergem chiar cu pretenție, adică... Da, păi asta vă spun. Eu nu știu de unde, Doamne iartă-mă, că avem și noi. În rest, la capitolul investiții în România... Avem și noi, cu cine mândri, v-am spus, sunt 2 echipe la Under 13, din păcate Dorna, CSM Dorna Vatra Dornei nu a reușit să treacă de acel turneu zonal de la Vaslui, dar LPS Suceava a trecut de acel turneu zonal și a ajuns în primele 8 în România, cu rezultatele care a avut. Este în primele 4 în România la categoria de 11 ani. Acum urmează juniorul Suceava, care e în primele 8 în momentul de față. În urma rezultatelor vom ști cam pe ce loc s-ar putea clasa în campionatul național. Gândiți-vă că dacă din 3 categorii, 11, 13 și 15, la 2 avem în primele 8, înseamnă că totuși este ceva, sămânță aici la noi în Bucovina. Da, care echipe ați spus? LPS Suceava Under 11, Juniorul Suceava Under 15, iar Dorna Vatra Dornei nu a trecut la Under 13. Că a fost și Dorna Vatra Dornei, dar nu a trecut la Under 13. Uite că e și LPS-ul, pentru că altfel vedem așa. Omnia, vedeam juniorul, vedeam Vatra Dornei, dar LPS-ul unde... Da, da, LPS-ul are, Andrei Ițcu are o grupă bună la categorie, pentru că știți ce se întâmplă? Ei sunt împărțiți. Chiar dacă ne e greu de acceptat, nu o să vezi niciodată ca Under 11, 13, 15 să fie... toate, numai CFR Clujul, că la toate participă CFR Clujul și FCSB-ul, poate Viitorul Constanța, sunt cluburi care cu tot care atrag altfel. Dar juniorul Suceava nu o să aibă la toate de câștig de cauză. LPS Suceava nu o să aibă. Eu cel puțin mă bucur, dar așa s-a întâmplat fiecare an. Ba a câștigat Câmpul Lungu, ba a câștigat LPS-ul, ba junior. Deci n-a fost niciodată o dominație completă a unui club cu toate grupele de copii. Da, revenind un pic la așadar, avem un weekend încărcat, schimbăm titlul, punem alt titlu. Foarte, foarte bine, da. Turneul semifinal e un lucru, e cei mai mici. La juniori? Under 15. Under 15. Da, da. Under 15. La acest junior, tot așa, poate ca o premieră, vreau să vă spun că mă bucură personal și ne bucură invitația din Republica Moldova a echipei naționale de fotbal la Under 15. Am primit o invitație pe mail. Pe data de 29 suntem invitați cu zona Moldovei. Deci noi vom face o selecționată a Moldovei până la Vaslui și ne vom deplasa și vom juca cu Republica Moldova, cu selecționata Republicii Moldova la Under 15 anișori. După care vom aduce și selecționata Moldovei într-un meci internațional aici la Suceava, la juniori. Și ne bucură faptul că avem o generație bună, o generație de copii care putem să mergem și suntem și invitați. Culmea culmilor, de foarte mult timp suntem și invitați în asemenea... Anul ăsta turneul celor 4 regiuni? Anul acesta turneul, da, celor 4 regiuni este între perioada 5-10 august,
în Germania. Iar anul următor, cu acești copii de 2003, vom organiza noi în România turneul celor patru regiuni. Și poate, la 18-19 oară, poate a doua oară să-l mai câștigăm noi încă o dată. Pentru că e o generație bună, da? Foarte bună. Care avem, da? Anul ăsta, deci... E 2002. Anul ăsta, în Germania, o generație de 2002. Pentru că nu știu, practic, pe spinarea cui pică această organizare. Că noi suntem înfrățiți cu Augsburgul, suntem înfrățiți cu zona Cernăuz și cu regiunea mai Da, anul acesta pică pe Germania. Dar, pe NEMS, dar din partea noastră, cine? Din partea noastră, Consiliul Județean. Da, ne-au făcut adresă, Asociația Județeană se ocupă împreună cu Liceul Grand Sportiv de tot ce este înseamnă. Am făcut deja două selecții. Doamne, face și noi selecționată sau ne ducem așa cu... Nu, să știți că Claudiu Sevaciuc se ocupă. El se ocupă, dar el a fost și el se va ocupa și la anul? Exact, anul acesta. Vom vedea anul viitor, pentru că vom încerca să desemnăm de fiecare dată pe cel care are cel mai mulți copii și poate selecționerul trebuie să fie lucrat cu copiii. Să aibă structura de bază. Ei, și anul acesta Claudiu Sevaciuc are structura de bază, dar să știți că am făcut selecția, a venit la sediul AJF. Din fericire, îi pune la dispoziție toate rapoartele, se uită pe rapoartele joc și vede copiii născuți și sunt chemați. Ne ajută foarte mult. Sunt chemați, de acolo se selecționează, după care rămâne un lot de 17 jucători care fac deplasarea în Germania. Am înțeles. Publicitate, revenim cu amănunte foarte interesante vis-a-vis de meciul de baraj. Pentru că echipa din Fălticeni, care termina pe primul loc în campionatul Ligii a 4-a, până în urmă cu două săptămâni juca cu o echipă, nu mai joacă cu echipa aia, joacă cu altă echipă. Dar vă spune despre ce e vorba imediat.